Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vom discuta în emisiunea de astăzi despre una dintre cele mai importante teme ale acestei săptămâni pentru sănătatea din România. Am tot vorbit de nenumărate ori aici în cadrul emisiunilor 360 Medical despre pași importanți în dezvoltarea sistemului de sănătate, dar și despre diferențele și despre neajunsurile ale acestuia. Iar dacă ne referim la domeniul oncologiei, de pildă, am evidențiat lipsa unui registru național de cancere. Ne amintim, de nenumărate ori s-a întâmplat asta, lipsa programelor de screening necesare identificării timpurii a diverselor boli oncologice. De asemenea, am vorbit despre lipsa accesului în timp a pacienților la ultimele tratamente apărute și despre multe alte lipsuri. O veste bună de această dată este aceea că miercuri a fost lansat la Palatul Cotroceni Planul Național de Combatere a Cancerului. Plan care se dorește a fi o strategie integrată care vizează majoritatea deficiențelor din domeniul oncologiei și care să contribuie la dezvoltarea programelor de prevenire, diagnosticare precoce, asigurare de tratamente și creșterea calității vieții pacienților diagnosticați cu cancer. Despre importanța acestui program discutăm cu invitații mei de astăzi. Conferențiar universitar dr. Diana Păun, consilier al președintelui României pe probleme de sănătate. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați revenit alături de noi la emisiunea 360 Medical. Mulțumesc și eu pentru invitație, bună ziua tuturor. Cum deja v-am obișnuit, domnul dr. Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate, vă salut și pe dumneavoastră, bună ziua. Bună ziua. Și nu în ultimul rând, prin Skype este alături de noi profesor universitar dr. Paticiu Achimaș Cadariu, deputat și președintele grupului tehnic de elaborare a Planului Național de Combatere a Cancerului. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult pentru prezența. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Permiteți-mi să-i salut și pe cei care se află în studio, doamna conferențiar și domnul doctor. Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 Medical. Și intrăm direct în dezbatere pentru că sunt foarte multe lucruri de spus în cadrul emisiunii de astăzi. Domnule doctor Fotin, vreau să vă întreb pe dumneavoastră în primul rând, în calitate de medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate, am tot discutat în cadrul emisiunilor 360 Medical despre indicatorii epidemiologici ai diverselor boli oncologice din România. V-aș ruga să recapitulăm puțin cum stă țara noastră la acest capitol în comparație cu alte state din Uniunea Europeană. Într-adevăr, cu ocazia discuțiilor pe care noi le-am adus în spațiu public legate de diversele boli oncologice, am abordat din perspectivă epidemiologică aceste boli, inclusiv cele oncologice. Acum că bolile oncologice reprezintă, sau cancerul, așa cum îi spunem de obicei, reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, nu mai este o necunoscută pentru nimeni. Și nu doar în România se întâmplă acest lucru, este o problemă la nivel global, la nivel mondial. Dacă ne uităm numai în 2020, peste 10 milioane de decese la nivel global au fost din cauza cancerului. O femeie din 11 sau un bărbat din 8 au murit în 2020 de o patologie, de o boală oncologică. Dacă ne uităm la datele din Europa, iarăși pe 2020, o să vedem că sunt câteva milioane de persoane nou diagnosticate cu cancer. 2,7 milioane de persoane și iarăși dacă ne uităm la câți au murit din această cauză, vedem cifre alarmante, peste 1 milion, 1,3 milioane de cancer. În România, conform datelor furnizate de Agenția Internațională de Studiu a Cancerului, arată că în 2020 aproape 100.000 de români au fost diagnosticați cu cancer, peste 98.000, ca să dăm cifra exactă, și iarăși, dacă ne uităm la câți români au murit în 2020, o să vedem peste 54.000 de oameni care au murit din această cauză. Pe lângă aceste cifre, să spunem, numerice, care spun, dau date legate de diagnosticarea la un moment dat cu această boală,
Sunt indicatorii epidemiologici care plasează România, așa cum ați întrebat, în contextul țărilor europene, care ar trebui să fie la aceleași standarde. Din păcate, în ultimii ani, România a ocupat locurile codașe în ceea ce privește atât investițiile în domeniul sănătății, investițiile în programele de cancer, investițiile în programele de screening, vorbeam de registru de cancer care ne-ar ajuta să vedem cu adevărat nevoile de sănătate pentru populația din România. Și aș mai aduce în discuție un indicator, acela legat de supraviețuirea cu cancer. Iarăși, România, din păcate, are rate de mortalitate înalte prin cancer, respectiv ratele de supraviețuire mult mai mici decât media europeană. Ceea ce ne arată că avem o problemă în identificarea de vreme a acestei boli, dar și a măsurilor de intervenție, respectiv a eficienței tratamentelor în tratamentul acestor pacienți. Nu uităm problemele legate de aprovizionarea cu medicamente. Nu putem să nu ne amintim de faptul că vorbeam de echipele multidisciplinare chiar de curând, în care spuneam că deși există, nu sunt formalizate, nu sunt implementate, nu sunt cunoscute. Pacientul se plimbă de la un medic la altul cu dosarul medical. Sau de la un spital la altul. Sau de la un spital la altul, ceea ce face ca diagnosticul să fie întârziat, cu impact evident asupra ratei de succes a tratamentului și implicit asupra viețuirii. Prin urmare, România nu stă bine. Aceste nevoi au fost cunoscute. Despre strategii integrate, noi am mai discutat despre nevoia de a cunoaște și de a aborda într-un mod integrat aceste probleme de sănătate publică, de la prevenție până la vindecare și reintegrare socială după finalizarea tratamentului, aspecte care trebuie să fie prinse într-o strategie, într-un plan. Cu bucurie spun că acest plan, mie îmi pare că aduce la un loc aceste elemente, astfel încât, după implementarea lui, să vedem un model schimbat de abordare a pacientului oncologic. Doamna conferențiar Pon, vreau să ne explicați puțin care ar fi beneficiile unui astfel de plan. După cum am spus și în debutul emisiunii, am tot discutat despre necesitatea lui. Se vorbește de mult timp și aș vrea să înțeleagă telespectatorii care este plusul pe care l-ar aduce pacientului oncologic un astfel de plan. Știți, este o vorbă românească ce spune gândește și apoi acționează. Cred că aceasta a fost rațiunea care a stat în spatele elaborării Planului Național de Combatere a Cancerului. Pentru că ceea ce s-a reproșat întotdeauna decidenților din domeniul sănătății a fost tocmai această lipsă de viziune și de coerență în acțiuni. Pentru că, într-adevăr, așa cum spunea și domnul doctor Fotin, au existat inițiative în domeniul cancerului, nenumărate. Numai că ce a lipsit a fost tocmai o integrare într-o strategie unică și asta aduce planul ca noutate. Practic, planifică toate elementele importante în domeniul cancerului, de la prevenție și conștientizarea unui stil de viață sănătos, la screening și programe de detectare precoce a celor mai importante tipuri de cancere cu care se confruntă românii, la diagnostic prin mijloace de înaltă performanță, la terapii inovatoare și, nu în ultimul rând, la îngrijiri paliative pentru pacienții terminali sau la reabilitare a celor care au supraviețuit cancerului și pot să fie integrați pe deplin în societate. Și aș aminti doar câteva direcții de acțiune pe care planul le aduce ca noutate. Într-adevăr, aceste programe de screening pe care ni le dorim cu totul urmează să fie operaționalizate cu un termen clar până la 1 ianuarie 2023. Și mă refer la programe de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul bronhopulmonar, pentru cancerul colorectal, de altfel cele mai frecvente și mai severe forme de cancere cu care ne confruntăm.
În al doilea rând, se dorește operaționalizarea unei comisii oncologice interdisciplinare. Un pacient cu cancer nu poate fi tratat de un medic. El are nevoie de o echipă multidisciplinară, de la oncolog, la chirurg, radioterapeut, psiholog, nutriționist. Această noțiune, acest concept nou, de fapt nou pentru România, pentru că la nivel european se lucrează numai pe tumor board, urmează să fie operaționalizat. În al treilea rând, protocoalele și ghidurile terapeutice de practică medicală care există în România, din păcate sunt un pic cam vechi, vor fi actualizate și racordate la cele europene conform unui calendar de termene foarte precis. Și colegii din sistemul sanitar sunt așteptați să contribuie cu idei și cu inițiative inclusiv la aceasta. În legătură cu tratamentele, cum spunea și domnul doctor Fotin ceva mai devreme, există o asigurare a unui acces rapid și transparent la terapii inovative. Și aceasta a fost gândit prin crearea unui fond de inovație în sănătate, pentru că ceea ce lipsește sistemului sanitar este într-adevăr o finanțare corespunzătoare și s-au gândit inclusiv surse de finanțare pentru acest fond. Și un acces standardizat al pacienților, indiferent de domiciliu, de vârstă, de gen, de statutul de asigurat, tocmai pentru ca toți pacienții să aibă acces liber la terapii, la un anumit tip de terapie care apare pe piață. În ultimul rând, vorbeam de îngrijiri paliative, de pacienți în stadii terminale de boală, de calitatea vieții acestor pacienți, de confortul familiei și al aparținătorilor. Toate aceste lucruri sunt gândite în plan, pornind de la consiliera psihologică, de la ajutorul real pe care noi urmăm să-l dăm familiilor și celor care au grijă de acești pacienți. Deci sunt elemente sociale, aș putea spune, mai degrabă decât medicale, care au fost luate în considerare. Și nu în ultimul rând, o spun pentru că este una dintre temele preferate pentru mine, este vorba de terapia și markerii tumorali, deci terapia personalizată, medicina personalizată, care, iată, e o noțiune dezbătută de ceva vreme la nivel european și care se profilează și în România. Este vorba de posibilitatea de a deconta acele analize genetice pe care oricare dintre noi le poate face pentru a vedea cărui risc de cancer ar putea fi supus de-a lungul vieții, iar pentru pacienții deja diagnosticați, ce terapii sunt cele mai eficiente, cu cele mai puține reacții adverse și care pot să ducă la vindecare. Într-adevăr, analiza marcărilor tumorali este o analiză destul de costisitoare dacă ne raportăm la venitul mediu din România și necesară în ultima perioadă, în cazul foarte, foarte multor pacienți. Aș merge la domnul profesor Achimaș Cadariu. Domnule profesor, ați coordonat grupul tehnic de elaborare a acestui plan la nivelul Parlamentului României. Și în această calitate v-aș întreba care ar fi țintele, care ar fi obiectivele care trebuie atinse prin noul plan? Da, cu o precizare, am fost coordonatorul științific al grupului de lucru, coordonator tehnic a fost domnul conferențiar Constantin Dina și îi mulțumesc atât domniei sale cât și tuturor celor peste 50 de participanți la acest grup, fiindcă altfel nu am fi reușit într-un timp atât de scurt să îl finalizăm, adică ne-am depășit pe noi înșine și atunci când începusem discuția cu doamna consilier prezidențial, nu ne-am imaginat că 9 luni de zile vor fi suficiente. Ei bine, am ajuns aici. Ce ne-am putut dori la început? Că atunci când ne uităm în ochii oamenilor de lângă noi, din România, să le putem oferi șansa de a trăi la fel de mult și de bine ca și cei care trăiesc în țările Europei de vest. Și indicatorii vedeți acolo în document, el este în transparență, e vorba evident de obiectivele oncologice, supraviețuirea, scăderea incidenței și calitatea vieții. Lucrurile au fost extrem de bine prezentate de antevorbitori. Cum facem aceste lucruri? Sigur, prin intervenții specifice și aici pilonii
de la informare, prevenție primară, secundară, diagnostic, tratament, îngrijiri paliative și toți ceilalți, trebuie interconectați. Și dacă la unele cancere unde știm că putem face vaccinare și sunt țări care eradichează boala, iată, Canada, Australia, eradichează îmbolnăvirile în cancerele date de papilomavirus, știm că la alte cancere putem să facem screening, cazul celor anterior menționate, știm că există tratamente pe care în acest moment nu le putem aplica, lucrăm și la acest lucru și mergând mai departe, pentru ca cei care, sigur, la un moment dat au nevoie de îngrijiri paliative și aceștia sunt 70% dintre pacienții de cancer sau, din păcate, unii care se află spre sfârșitul vieții, e bine, ne gândim la toate aceste lucruri, dar mai mult decât atât, căutăm și modalitatea de a finanța acest lucru. Și dincolo de intervenția directă din bugetul României, care, sigur, este pe măsura posibilităților, trebuie să o spunem și nu cred că folosesc o comparație exagerată, dimpotrivă, cred că acest proiect de combatere a cancerului este un PNRR pentru cancer. Și de ce spun acest lucru? Pentru că odată nimeni nu o să îți dea finanțare europeană atunci când nu ai un astfel de proiect integrat și iată că l-avem, sigur, e perfectibil, e în transparență, dar odată aprobat ca lege, îl vom putea prezenta Comisiei Europene și trebuie să o spunem că urgența a fost dată și de apariția Planului European de Cancer, care ne oferă această perspectivă a dezvoltării, a finanțării. Munca începe abia aici. Bun, și cam în cât timp aveți estimat, după prognozele pe care le-ați făcut în aceste luni, să demarați concret, spre implementare, mă refer, implementarea concretă, domnule Achimaș? În momentul în care el este aprobat și susținut de o lege a cancerului, inclus evident în strategia de sănătate a României, mai departe, echipe ambițioase vor trebui să redacteze proiecte pe fiecare pilon, pentru că, din nou, Planul European de combatere a cancerului are prevăzute peste 4 miliarde de euro pentru toate țările Uniunii Europene, luptând și pentru diminuarea inechităților. Am înțeles. Doamna doctor Păun, sănătatea costă în România, știm, și nu doar la noi, peste tot în lume. Vreau să ne vorbiți puțin despre finanțarea sănătății așa cum reiese din acest plan și care ar fi alocările suplimentare. Sănătatea costă, într-adevăr, pentru că nevoile noastre de sănătate costă. Populația lumii, a Europei și a României îmbătrânește, ceea ce nu erau până la urmă. Creșterea speranței de viață este o achiziție inclusiv a progreselor medicinei din ultimii ani. Dar pe măsură ce îmbătrânim ne confruntăm cu boli și cancerul este una dintre ele. Pe de altă parte, așa cum spunea și domnul doctor Fotin la începutul emisiunii, din păcate, România nu înregistrează cifre extraordinare la mortalitatea evitabilă prin cancer, la mortalitatea prevenibilă, ceea ce înseamnă că nu facem destul ca să prevenim apariția unor boli severe, între care și cancerul. De aceea, acest plan de combatere a cancerului pornește de la ideea, pe primul pilon, cel de prevenție, de la ideea că este mult mai ieftin să previi decât să tratezi, ceea ce e o realitate. Mai ales că această boală este o boală care poate fi prevenită. În primul rând, adoptând un stil de viață sănătos, evitând factorii care ne pot duce către anumite situații, mă refer la fumat, la alimentația sănătoasă, la consumul de alcool, la poluare și la multe alte elemente. Ori, în al doilea rând, depistarea precoce prin screening a acestor factori de risc este un element foarte important pe care îl aduce planul și care are previzionată o finanțare. Finanțarea de la bugetul de stat, pentru că programele de screening sunt în coordonarea Ministerului Sănătății. Și aici accentuez ceea ce spunea și domnul profesor Patriciu Achimaș,
Vaccinarea anti-HPV a tinerelor, a fetelor, reprezintă un instrument foarte util care, iată, în alte țări a dus practic la reducerea incidenței cancerului de col uterin. Ori în România încă ne confruntăm cu cifre mari de incidență și mortalitate, încă femeile ajung în stadii avansate ale acestei forme de cancer la medic și lucrurile acestea pot fi prevenite. În al doilea rând, așa cum spunea și domnul profesor, avem o oportunitate extraordinară pe care trebuie să o valorificăm. E vorba de fondurile europene și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că sunt bani mulți. 4 miliarde de euro la nivelul statelor membre înseamnă o sumă care în zona cercetării și a unei afecțiuni medicale nu au mai fost prevăzuți până acum. Pe de altă parte, să nu uităm că sunt finanțări europene pe zona cercetării din alte inițiative. E vorba de programul Orizont, care previzionează un centru de cunoștințe în cancer la care putem să accesăm. Mission Cancer. Cercetătorii și medicii bănuiesc că știu, înțeleg mai bine limbajul meu, tocmai pentru că sunt niște oportunități pe care noi le putem accesa, dar pentru asta trebuie să le cunoaștem, să ne organizăm, să gestionăm proiecte care să fie câștigătoare și putem să aducem bani frumoși către noi. Trebuie să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Continuăm în doar câteva minute discuțiile. Ne întoarcem. Am revenit și continuăm să discutăm despre Planul Național de Combatere a Cancerului. Domnule profesor Achimașca, dar eu aș vrea să vă întreb dacă putem recupera de la data implementării acestui Plan Național de Combatere a Cancerului din întârzierile din domeniul sănătății pe care le avem față de alte state occidentale. Ne este oferită o șansă și șansa se numește Planul European de Combatere al Cancerului. Evident că bugetul nostru va crește sau ne sperăm că va crește în anii care urmează și alocările bugetare vor crește în egală măsură. Dar această șansă pe care o avem și s-ar putea să fie unică, asemenea PNRR-ului, de aceea continui să fac această comparație, cred că trebuie și merită să o fructificăm uitându-ne, dacă ne uităm în ochii pacienților noștri. Asociațiile de pacienți, pacienții sunt parteneri în elaborarea planului de combatere a cancerului și sper că vor fi cei mai mari critici și vor pune presiune pentru ca lucrurile să se întâmple. Noile tehnologii sunt aici. Avem aceste medicamente inovative la care putem să accedem. Deci putem să oferim lucruri care sunt descoperirile ultimilor ani fără a trece prin toate furcile caudine ale ultimelor decenii, așa cum au făcut toți țările din vestul Europei. Haideți să profităm de acest lucru. Și pentru că ați vorbit și ați amintit acest parteneriat pe care pacienții trebuie să-l aibă cu inițiatorii acestui plan, vreau să ne dați câteva detalii despre unde pot să vină cu sugestii pacienții. Înțeleg că pe platforma Ministerului Sănătății există acolo o secțiune specială unde pacienții pot să vină cu sugestii de îmbunătățire a acestui plan, care e în dezbatere publică acum, corect? Da, așa este. Aveți perfectă dreptate. Este chiar mai mult decât atât. În metodologia planului european, oricărui plan european de control și combatere a cancerului, pacienții, ca și industria, sunt parteneri obligatorii. Pacienții noștri sunt cei care cunosc realitatea, ei ne-au ajutat atunci când am definit traseele pacienților, ei ne-au spus cât de mult întârzie lucrurile, ei sunt cei de fapt cărora le datorăm acest plan și în egală măsură sunt cei care știu realitatea. Degeaba ne imaginăm noi de pe partea cealaltă, e ușor să fii parte echipei multidisciplinare, cred că mult mai dificil este să fii pacient. Tocmai de aceea importanța lor în acest proces și faptul că participă în mod constant și în urmărirea îndeplinirii obiectivelor din planul de cancer. Altfel n-ar avea nimic
niciun sens. Este o boală cronică, sunt oameni care au trăiesc zeci de ani cu această boală, ne dorim ca acest lucru să se prelungească, dar în egală măsură ne dorim să vină cu acest control și presiune pe cei care sunt responsabili cu îndeplinirea lui. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiune, domnule profesor Patriciu Achimașca. Dar eu trebuie să mai luăm încă o scurtă pauză, după care revenim pentru concluzii cu doamna profesor Diana Păun, consilierul președintelui României pentru probleme de sănătate, și cu domnul dr. Nicolae Fotin. Continuăm să discutăm despre Planul Național de Combatere a Cancerului. Doamna conferențiar Păun, v-aș întreba cine urmărește implementarea acestui plan. Vedem că sunt incluse termene clare, de exemplu, realizarea până la finalul anului 2024 a unui registru național de cancer. Cu siguranță, coordonarea și monitorizarea implementării planului sunt în responsabilitatea Ministerului Sănătății, care este autoritatea centrală care, prin lege, are aceste atribuții. Pe de altă parte, cred că succesul acestui plan ține de parteneriatul dintre toți actorii cu responsabilități în domeniu. Poate nu întâmplător acest plan a fost lansat la Palatul Cotroceni, în prezența domnului președinte, care și-a asumat acest obiectiv de sănătate publică. Au fost colegii parlamentari care trebuie să lanseze o inițiativă legislativă. Sper ca ea să se finalizeze cât mai curând și să avem o lege a cancerului. Mă aștept ca în afara Ministerului Sănătății să intervină și alte ministere. Ministerul Educației, pentru că vorbim despre educație în sănătate. Ministerul Muncii, pentru că vorbim despre susținerea socială a pacientului cu cancer și a familiilor afectate. Deci, iată, sunt multe autorități care intervin și au responsabilități. Nu în ultimul rând, corpul medical, cercetătorii, mediul farma, mediul academic și, într-adevăr, pacienții care au fost lângă noi de la bun început și pe care așteptăm să ne dea sugestii și să intervină activ în dezbaterea acestui plan. Deci, toți avem responsabilități în a lupta împotriva cancerului. M-aș opri puțin la partea aceasta a pacienților, pentru că ei sunt principalii vizați de buna implementare a acestui plan și de un succes, un eventual succes a acestui plan, și aș vrea să vă întreb în ce mod pot să contribuie ei, cu un simplu e-mail în care vin cu sugestii sau pot să se înscrie la anumite dezbateri care sunt organizate, care e procedura? Prin ambele moduri. Există pe site-ul Ministerului acest plan pus în dezbatere, există un mail pe care ei îl pot accesa și pot, după studierea planului, să dea orice sugestie, să facă orice propunere, să povestească o problemă cu care s-au confruntat atunci când au încercat să acceseze servicii medicale. Sunt bineveniți să o facă și invit pe toți cetățenii acestei țări să facă acest lucru. Asociațiile de pacienți, mai ales Federația Asociațiilor Pacienților de Cancer, organizează tradițional evenimente pe această temă. Noi suntem în strânsă legătură și colaborare cu această asociație și pe parte instituțională noi vom desfășura în continuare astfel de evenimente care sunt anunțate public, bineînțeles. Am înțeles. Domnule doctor Fotin, vreau să-mi vorbiți puțin despre fondul de inovație. De ce este necesar în cadrul acestui program, bineînțeles? Sigur că planul a luat în considerare înființarea unui fond de inovație, plecând, e lesne de înțeles, de la obiectivul pe care această strategie îl are, acela de a scurta termenele de intervenție, inclusiv în tratament, spuneam prevenție, screening, diagnostic precoce, cu impact asupra tuturor ratelor de supraviețuire, mortalitate, vindecare. Prin urmare, era necesar să existe acces la ultimele molecule, la ultimele medicamente cu
impact în diverse tipuri de cancere. Iarăși, noi am mai abordat acest subiect legat de discontinuitatea în aprovizionarea cu medicamente, dar cel mai important pentru acest punct este faptul că accesul românilor la ultima inovație se face după ani de zile dacă e să îi comparăm cu alți cetățeni europeni. Ca să dau un exemplu simplu, 150 de zile e de la data autorizării unui medicament accesul în Germania, față de România minim 2 ani și jumătate. Prin urmare, cancerul, dacă vrem să-l abordăm timpuriu, avem nevoie să nu așteptăm acei 2 ani și jumătate pentru a-i pune pacientului la dispoziție un tratament. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, amândurora, pentru prezență. Doamna profesor, cu mare drag, mă aștept și cu altă ocazie să sperăm cu vești și mai bune decât cele pe care ni le-ați adus astăzi. Domnul Martin, ne revedem săptămâna viitoare, cu mare drag. Mulțumim. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. De la ora 14, Irina Petraru vă așteaptă la știrile B1 TV. Numai bine!